Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit! Sunt Dorina Gherganov și vă prezint ora știrilor. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Certificatele digitale COVID-19 sunt disponibile de astăzi și în format electronic, iar autoritățile poartă negocieri pentru ca acestea să fie recunoscute în toată lumea. Între timp, numărul cazurilor de infectări este din nou în creștere în țara noastră. Detalii noi despre minorele de la Bălți care s-ar fi aruncat ieri în gol, ce au făcut fetele cu doar câteva minute înainte de tragedie și ce planuri de viitor avea una dintre ele, aflați la știri. Împușcături la Ciocana, doi bărbați riscă până la 7 ani de închisoare după ce s-au aventurat să tragă cu arma într-un cuplu care ieșise la plimbare. Fostul stadion Republican din capitală revine în posesia Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Moldova. Decizia a fost luată de Curtea Constituțională. Moldovenii care s-au imunizat complet împotriva COVID-19 pot descărca certificatul digital de vaccinare începând de astăzi. Documentul este disponibil în limbile română, rusă și engleză. Între timp, autoritățile din sănătate anunță că poartă în continuare discuții pentru ca certificatul să fie recunoscut la nivel european și au în calcul oferirea unor facilități pentru deținătorii acestuia. Potrivit autorităților din sănătate, certificatul online de vaccinare este disponibil pe pagina certificatcovid.gov.md a Ministerului Sănătății. Acesta poate fi descărcat gratuit și conține datele personale ale persoanei vaccinate, precum și informații despre numărul dozelor și data în care au fost administrate, producătorul și seria serului. La fel sunt publicate datele centrului de vaccinare, ștampila și semnatura. Autoritățile dau asigurări că informațiile cu caracter personal sunt protejate, întrucât acces la ele are doar pacientul care a fost imunizat și punctul de vaccinare, iar la nivel regional și național se generează doar cifre agregate. Autoritățile spun că poartă discuții pentru ca documentul să fie recunoscut atât în țările din Uniunea Europeană, cât și în cele din afara blocului comunitar. Urmează să fie efectuate niște confirmări legislative pentru statele terțe și ulterior discutăm și despre posibilitatea de accesibilitate reciprocă, dar la moment certificatul de vaccinare prezentat cu toate elementele de securitate corespunde integral prevederilor Uniunii Europene și practica tuturor statelor care au reușit deja să digitalizeze. Iar pentru a-i încuraja pe oameni să se imunizeze, responsabilii din sănătate iau în calcul oferirea unor facilități pentru posesorii certificatelor de vaccinare la diferite evenimente culturale. Suntem în discuție, într-adevăr, să facilităm un anumit număr de populație pentru a intra sau cu reducerea prețului sau gratuit. Cel mai important este că deja este acest instrument de verificare certificatului de vaccinare. Noi, într-adevăr, am venit cu aceste propuneri, deja urmează să avem agrierea lor și susținere. Pe viitor, autoritățile își propun să extindă acest mecanism pentru a verifica doar cu ajutorul buletinului de identitate dacă o persoană este sau nu imunizată. Deocamdată, documentul de vaccinare eliberat de autoritățile din Moldova este recunoscut de unele state ale UE și în Ucraina. Prin urmare, înainte de traversarea frontierei, cetățenilor li se recomandă să ia legătura cu ambasada țării noastre, poliția de frontieră sau cu reprezentanții aeroportului. La imunizare, moldovenii obțin certificatul pe suport de hârtie, recunoscut în Ungaria, Ucraina, Georgia și Turcia. Îngrijorător, după câteva săptămâni la rând în care numărul de infectări era sub pragul de 100, astăzi avem un număr record de îmbolnăviri. Dacă ieri au fost înregistrați 89 de pacienți, atunci astăzi numărul acestora a crescut cu 52, ajungând la 141 de persoane testate pozitiv. Printre cei care au luat virusul sunt doi cetățeni reveniți din Federația Rusă și câte unul din Italia și Turcia.
Totodată, autoritățile din sănătate informează despre înregistrarea încă 3 decese. 50 de pacienți se află în stare extrem de gravă, iar 7 sunt conectați la aparate de respirație asistată. La doar o lună de la închiderea centrului COVID din Arenul Ceaderlunga și-a redeschis ușile pentru pacienții infectați, instituția a fost reactivată acum câteva zile, așa cum numărul bolnavilor care necesită spitalizare este în creștere. În doar 3 zile, 9 persoane au ajuns pe patul de spital, ei fiind aduși din raionele din vecinătate. La indicația Ministerului Sănătății, începând cu 19 iulie, în cadrul Spitalului Raional din Ceaderlunga a fost redeschisă secția destinată pacienților infectați cu COVID-19. Aici vor fi tratați bolnavii aduși din raioanele Comrat, Ceaderlunga și Basarabeasca. Cei care anterior erau duși la tratament în Chișinău, acum sunt aduși aici la noi, după divizarea teritorială. Secția noastră COVID a fost închisă pe la mijlocul lunii iunie, la 14 sau 15 iunie și desigur că noi am deservit până la urmă raioanele din Comrat, Ceaderlunga și Vulcănești. În prezent, la centrul COVID din Ceaderlunga sunt internați 9 pacienți. În data de 19 noi ne-am deschis, nu era niciun pacient. În doar 3 zile aici au fost spitalizați 9 bolnavi. Ei aveau indicații pentru a fi spitalizați și i-am internat. În secție sunt amenajate 24 de paturi. În total, în Găgăuzia sunt disponibile 2 centre COVID pentru pacienți. Al doilea este amplasat în Comrat, la fel în cadrul spitalului, însă acesta rămâne deocamdată cu ușile închise. Potrivit datelor oferite de către Direcția Generală Sănătate și Protecție Socială a Populației din Găgăuzia, peste 7.000 de persoane din autonomie au fost infectate cu noul coronavirus în perioada pandemiei. Fiecare om este în drept să decide dacă se va imuniza sau nu împotriva coronavirusului. Declarația aparține avocatului poporului după ce autoritățile din sănătate au cerut angajatorilor ca până în toamnă 70% dintre subalterni să fie vaccinați. Maia Bănărescu spune că șefii de instituții nu au dreptul să-i dea afară pe salariați în cazul în care ei nu își vor administra serul. După ce săptămâna trecută au decis să oblige angajatorii să-și vaccineze 70% dintre subalterni până la 1 septembrie, specialiștii din sănătate anunță miercuri categoriile de salariați pe care au pus ochii. Lucrătorii din cadrul Institutului de Învățământ și Educație, deci celor din Horeca, zic că către transportatorii populației, atât în intern cât și pe extern. De cealaltă parte, avocatul poporului susține că angajatorii trebuie să creeze condiții de muncă sigure pentru angajați, să încurajeze pe oameni să se vaccineze, dar nici de cum să impună atât timp cât preparatul nu este obligatoriu. Restricțiile în dreptul omului se acceptă doar atunci când ele sunt prevăzute în lege. Noi vom monitoriza că aceste restricții să fie adoptate cu respectarea drepturilor omului. Ombudsmanul mai spune că angajatorii nu au dreptul să pună presiune pe subalterni sau să-i amenințe cu demisii în cazul în care nu-și vor administra vaccinul. Codul muncii le acordă protecția persoanelor. Pentru a fi eliberat din serviciu sunt destul de multe condiții juridice. Asta fie o încălcare atât a legislației cât și a dreptului la muncă a persoanei. Totodată, expertul în drept constituțional Teo Cârnat spune că deciziile autorităților din sănătate ar putea duce la încălcarea unor drepturi fundamentale ale omului. Dreptul la libera circulație, inclusiv dreptul la muncă. Cei care nu se vor vaccina nu vor avea posibilitatea să se deplaseze în localurile cum ar fi restaurante, cafenele, iar alte persoane care sunt funcționari de stat, care sunt medici, care sunt persoane ce prestează anumite servicii către cetățeni, dacă nu sunt vaccinați, ar putea să nu fie acceptați pentru a presta astfel de servicii. În același timp, Cârnat susține că există riscul ca multe întreprinderi să-și sisteze activitatea în cazul în care angajatorii nu vor executa ordinul emis de specialiști. Dacă nu se va executa în tocmai ordinul Comisiei Extraordinare în domeniul sănătății publice și noi vom avea cazuri când se vor molipsi unul de la altul, s-ar putea ca șefii de întreprindere, inclusiv și angajații, să fie atras la răspundere penală. Decizia autorităților de a obliga șefii de întreprinderi să asigure vaccinarea subalternilor vine pe fondul unor proteste masive din Europa. În Grecia, Marea Britanie și Franța, sute de mii de oameni protestează față de vaccinarea obligatorie.
obligatorie, iar pentru 24 iulie sunt anunțate manifestații în masă în toată lumea. Încă 100.000 de doze de Pfizer donate de România vor ajunge săptămâna aceasta la Chișinău. Despre asta anunță responsabilii din sănătate de la București. Cantitatea totală de ser pe care a oferit-o România Republicii Moldova în ultimele luni depășește cifra de 500.000 de doze. Anterior, țara noastră a fost ajutată de Federația Rusă, China și Statele Unite ale Americii, care au trimis loturi impunătoare cu antidot. Cu toate acestea, campania de vaccinare în Moldova se desfășoară încet, iar de la începutul campaniei de imunizare au primit serul peste 14% din populație și doar 9% cu ambele doze. România se pregătește pentru administrarea celei de-a treia doze de vaccin anticovid pentru a preveni cel de-al patrulea val de infectare, anunță autoritățile de la București. Rata contaminărilor s-a dublat sau chiar s-a triplat în mai multe state europene. Între timp, Organizația Mondială a Sănătății avertizează că omenirea intră în primele etape ale unui nou val de coronavirus, iar amenințarea globală a pandemiei se va menține până când toate țările lumii vor avea control asupra bolii. Așteptăm decizia, dar specialiștii se îndreaptă spre acest lucru, spune premierul român Florin Câțu, făcând referire la cea de-a treia doză de vaccin ce ar putea fi administrată în România. Valul 4 al pandemiei provocat de mutația Delta va fi mai agresiv decât cele precedente și mai mult de jumătate dintre persoanele nevaccinate care au trecut prin boală riscă să se reinfecteze. Calculele arată că cel puțin 130.000 de români riscă să moară în următorul val, anunță și șeful Comitetului pentru Coordonarea Activităților privind vaccinarea de la București, după ce a examinat situația din Marea Britanie. Deși este unul dintre statele campioane la vaccinare, Regatul Unit înregistrează cifre record în ultima lună, infectările zilnice ajungând la peste 54.000 de cazuri. Totuși, comparativ cu valul precedent, doar 10% dintre infectați ajung la spital, mortalitatea este de 30 de ori mai redusă, iar asta este datorită vaccinării, mai spune experții români. În același timp, Rusia și Turcia au început administrarea unei a treia doze cu Sputnik pentru a crește protecția în fața tulpinii Delta. Și Israel a început administrarea celei de-a treia doze, în timp ce Statele Unite au respins cererea Pfizer de autorizare. Iar Ungaria va începe vaccinarea cu a treia doză de la 1 august și va face imunizarea obligatorie pentru toate cadrele medicale, a declarat premierul maghiar. Rata de infectare cu noul coronavirus în Europa este în creștere, numărul de contaminări în Franța în ultimele 24 de ore a urcat la 18.000, a anunțat cu îngrijorare ministrul sănătății, care mai spune că un astfel de nivel al cazurilor pozitive nu a mai fost înregistrat de la mijlocul lunii mai. Detalii noi în cazul celor două minore care s-ar fi aruncat în gol de pe un bloc de locuit din Bălți. Adolescentele se aflau la evidența serviciilor de asistență socială, iar una dintre ele locuia la un centru de plasament temporar pentru copii, unde primea și consiliere psihologică din cauza unor conflicte din familie. Angajații instituției ne-au spus că una dintre fete se vedea frizeriță și că nimic nu prevestea tragedia. Responsabil de la centrul de plasament temporar al copiilor în situație de risc Drumul spre casă din Bălți ne-au spus că cele două minore au ajuns la ei pentru că ar fi avut conflicte cu părinții. Totuși, ele s-au aflat în perioade de timp diferite aici, spune directoarea. Fata de 15 ani a beneficiat de serviciile instituției în luna aprilie anului trecut, iar cea de 17 ani locuia la ei din această primăvară. Totuși, unii apropiați ai minorelor spun că ele învățau la același liceu. Fata de 17 ani nu este familie vulnerabilă, sunt doar careva neînțelegeri cu părinții, dar cealaltă, adică, știu, mama solitară, adică, mai modestă. Natalia Șefciuc mai spune că tânăra care se afla la ei a fost văzută ultima dată în ziua producerii nenorocirii. Cea de 17 ani a plecat dimineața la cursuri de frizier, trebuie să întoarcă, era vesel, era... Directoarea centrului de cursuri pentru frizieri ne-a spus că fata a lipsit de la ultimele patru lecții și nu a ajuns la ei nici în ziua fatală.
De altfel, femeia a avut doar cuvinte de laudă despre eleva sa. Era echilibrată și liniștită. Am plâns când am aflat de tragedie, pentru că era pentru mine un copil foarte cum se cade. În ultima discuție pe care am avut-o cu ea, i-am zis că dacă va absolvi cu succes, o voi ajuta să-și găsească un loc de muncă. Iar ea mi-a răspuns că este bucuroasă de acest lucru. Între timp, pe rețelele de socializare au apărut fotografii cu cele două minore care ar fi consumat băuturi alcoolice la o terasă din Bălți cu doar câteva minute înainte să cadă în gol de la înălțime. Pe grupul de Facebook Bălți Online scrie că fetele cântau zgomotos și nu reacționau la observațiile celor din jur. Procurorul responsabil de acest caz, Alexandru Celac, nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne oferi mai multe detalii. Tragedia a avut loc marți în orașul Bălți. Corpurile neînsuflețite ale adolescentelor au fost găsite în curtea unui bloc de locuit cu 16 nivele. Se presupune că tinerile au sărit de la etajul 13 al clădirii. Ambele au lăsat bilete de adio. Una dintre minore își cere scuze de la mama sa, iar alta regretă că nu au putut să ajute o persoană să scape de pușcărie. Sfârșit tragic pentru un tânăr de 26 de ani din satul Elizavetovka, raionul Dondușeni. Băiatul a murit pe loc după ce motoreta pe care o conducea noaptea, fără lumina conectată, s-a izbit într-un automobil parcat regulamentar pe acostament, anunță poliția. Impactul a fost atât de puternic încât șoferul motocicletei a fost aruncat la câțiva metri pe asfalt și a decedat până la venirea ambulanței. Pe bancheta din spate se afla o adolescentă de 17 ani care a scăpat cu viață și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, mai spun oamenii legii. Accidentul a avut loc în satul Elizavetovka în jurul orei 23. Nu se știe deocamdată cu ce viteză se deplasau cei doi și nici dacă șoferul era băut. Pe caz a fost inițiat un proces penal. Promenadă periculoasă prin capitală, un tânăr și iubita sa au fost ținta a doi bărbați care au tras focuri de armă în timp ce cuplul se plimba. Incidentul s-a produs în urmă cu 10 zile, însă abia astăzi, după ce indivizii au fost reținuți, poliția a făcut public acest caz. Tânărul a comunicat polițiștilor că în timp ce se deplasa pe stradă împreună cu prietena, cei doi fiind în stare de ebrietate au început a striga cu cuvinte necenzurate în adresa lor. Ulterior, între tânăr și cei doi s-a iscat un conflict, iar unul din indivizi a scos arma și a efectuat împușcăturile în direcția lor. Momentul atacului a fost surprins de camerele de supraveghere. Potrivit oamenilor legii, împușcăturile s-au auzit în jurul orei 4 dimineața pe o stradă din sectorul Ciocana. În urma incidentului, cei doi indivizi au fugit, dar abia acum au fost identificați și reținuți. Ambii au antecedente penale, iar arma aparține unuia dintre ei și era deținută ilegal, mai precizează oamenii legii. Bărbații riscă până la 7 ani de pușcărie. Start proces electoral în autonomia găgăuză. Candidații la un fotoliul de deputat în adunarea populară a UTA Găgăuzierii pot depune de astăzi dosarele pentru eliberarea listelor de subscripție. Chiar din prima zi, la Comisia Electorală Centrală din Comrat s-au format cozi, iar unii au așteptat în fața sediului de la miezul nopții, au anunțat responsabilii. Alegerile vor avea loc la 19 septembrie, asta după ce au fost amânate de câteva ori din cauza pandemiei de coronavirus. Oamenii din regiune vor trebui să aleagă prin vot direct 35 de deputați locali pentru un mandat de 4 ani. Unitatea teritorial-administrativă Găgăuzierii este o unitate cu statut special care este parte componentă a Republicii Moldova. Regiunea soluționează de sine stătător, în limitele competenței sale, problemele dezvoltării politice, economice și culturale.
Dosarul în care erau vizați deputații partidului Șoră, Marina Tauber și Regina Apostolova, a fost pornit ilegal. Cele două au fost puse sub învinuire cu încălcarea legii și nu au nicio implicare în frauda bancară. Declarațiile au fost făcute de procurorul general Alexandru Stoianoglu la un post privat de televiziune, care a menționat că acțiunile acuzatorilor au fost întreprinse sub influența politicului de atunci. Procurorul general a declarat că Marina Tauber și Regina Apostolova au fost reținute abuziv, iar perchezițiile la domiciliile acestora s-au efectuat înainte de a le fi retrasă imunitatea parlamentară. Potrivit lui Alexandru Stoianoglu, acțiunile procurorilor au fost ilegale, fiind influențate de politicienii de atunci, fără însă a spune numele acestora. Dosarele în privința lor a fost pornit ilegal și ilegal a fost pus sub vinuire. Eu nu sunt nici beneficiar. Ну, что, пацаны, они мерят, оказались в ненужное время в ненужном месте. Что ку регрет, мари регрет, мульти лукрули, которые мы фачам, фачам пентру он пиар. Что я не скут, ка атунч, лукрули аста фос факут де органе прокуратуре суб инфлюенция политичлор. Nu este pentru prima dată când procurorul general vorbește despre neregulile comise în privința Marinei Tauber și a Reginei Apostolova. În luna martie, când Parlamentul a votat pentru ridicarea imunității altor doi deputați ai partidului Șor, Denis Ulanov și Petru Jardan, Alexandru Stoianoglu a confirmat de la tribuna Parlamentului că dosarele în care figurau Tauber și Apostolova sunt ilegale, iar ulterior procurorii au retras învinuirile împotriva lor. Însă, în septembrie 2019, Marina Tauber și Regina Apostolova au fost reținute înainte de a le fi retrasă imunitatea parlamentară, ceea ce reprezintă o încălcare a prevederilor regulamentului Parlamentului și a altor norme. Partidul Șor califică acțiunile abuzive în privința Marinei Tauber și a Reginei Apostolova, dar și față de alți deputați ai formațiunii, precum și a liderului partidului Ilan Șor, drept răzbunare politică și tentativă de subminare a opoziției de către guvernare. Curtea Constituțională a întors ambasadei Statelor Unite ale Americii din Moldova stadionul Republican. Magistrații au declarat inadmisibilă sesizarea a trei deputați PSRM care au contestat la Înalta Curte decizia Parlamentului prin care terenul a fost transmis în posesia misiunii diplomatice care intenționează să își construiască un sediu nou. Este vorba de un teren de peste 5 hectare. Socialiștii au susținut atunci că legea din 2018 a fost promulgată ilegal, chiar dacă a fost votată de o majoritate parlamentară. Pe atunci, șeful statului Igor Dodon a fost suspendat din funcție, iar decretul de promulgare a legii a fost semnat de președintele Parlamentului, Adrian Candu. În decembrie 2020, PSRM și Partidul Șor au aprobat o lege prin care au trecut terenul fostului stadion Republican în posesia statului, acolo urmând a fi construite instituții sportiv-culturale. Curtea Constituțională a suspendat legea după ce trei deputați ai platformei DA au contestat-o. Lasă totul și nu mai privesc în urmă. În ultimii 5 ani, Moldova a înregistrat cel mai mare exod al populației din istoria sa. Numărul total al celor care au plecat peste hotarele țării în această perioadă depășește cifra de 200.000 de persoane. Datele se regăsesc într-un studiu efectuat de către expertul economic Vyacheslav Ioniță, bazat pe datele oferite de Biroul Național de Statistică. Familia Bardiuc din raionul Cahul este stabilită în Germania de 6 ani. Nu a plecat pentru că nu și-ar iubi țara, ci pentru că Moldova este lipsită de oportunități, spune capul familiei. De 4 ani nu au fost pe acasă și abia acum au putut să revină la părinți. Vizita a durat doar 3 săptămâni, timp în care s-au convins din nou că Baștina nu le poate oferi condiții bune pentru un trai lipsit de griji. În Germania am găsit o asigurare socială. În caz de ceva, statul se gândește la noi. Aici nu există asta. Trebuie să te descurci singur. Ați văzut careva schimbări în Republica Moldova după 4 ani în care ați lipsit din țară? Nu. Nicio schimbare nu. Cum a fost, așa și este. La moment nu ne vedem că ne vom reîntoarce încoace.
și Ana Bânzaru din raionul Nisporene a apucat drumul pribegiei în urmă cu 18 ani. Acasă ea numește deja Italia, iar în Moldova nu a mai fost de 3 ani. Condițiile de trai de aici i-au lăsat un gust amar, spune femeia. Am venit aici să-mi vizitez părinții, dar n-aș vrea să mă mai întorc, definitiv. Mai ales situația la țară, drumuri, canalizare, toate astea au rămas aceleași cum au fost 20 de ani în urmă. Nu am văzut nicio schimbare. Scene de îmbrățișări, despărțire și lacrimi au fost și sunt multe. Și astăzi, pe peron, cu valiza plină, am văzut oameni care pleacă și lasă totul în urmă. Pleacă pentru că acasă nu-și mai văd viitorul. Anita Milcova a venit la aeroport ca să-și petreacă fiica în Germania la studii. Acasă, femeia rămâne doar cu fiul, deoarece soțul muncește în Berlin. Despărțirea de copilul drag este dureroasă, dar mama speră că sacrificiul nu va fi în zadar. Fata ei visează la o carieră de succes și un viitor asigurat. Aici copilul nu va putea obține nimic, va fi vânzătoare la piață așa ca mine. Dar eu vreau ca ea să ajungă cineva în viață. Mă doare sufletul, dar ce să facem? Care sunt planurile de viitor? Să termin facultatea și să lucrez. Acasă mai vrei să revii? Nu știu. Mai bine rămân acolo. Potrivit expertului economic Veceslav Ioniță, unul din patru moldoveni în prezent se află peste hotarele țării. În ultimii 5 ani, numărul total al celor care și-au părăsit țara în căutarea unui trai mai bun se ridică la 212.000. Un record absolut fără precedent. Și în fiecare an primim același răspuns. În jur de 20% din cetățenii Republicii Moldova spun că vor să plece în viitorul imediat, adică în următoarele luni vor să plece pe hotare. Tinerii pleacă. Deci când întrebăm părinții unde își văd soar viitorul copiilor lor, 70% spun că îl văd pe hotarele țările. Veniturile mici, lipsa unui loc de muncă bine plătit, starea proastă a drumurilor și condițiile minime de trai sunt doar câteva motive care îi determină pe oameni să lase totul și să plece. Ioniță susține că emigrarea moldovenilor va continua și în următorii ani. Omul vrea să fie util. El aici, forța lui de muncă, nu are utilitate. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cel mai des moldovenii se duc peste hotare prin intermediul firmelor private, deoarece Moldova are doar două acorduri în domeniul migrației. Este vorba despre Israel și Bulgaria. Cel de 2018 până în prezent, top țară unde persoanele au emigrat, aceasta a fost Polonia. Topul acesta intră Germania, intră Statele Unite, intră Olanda, Marea Britanie. Potrivit economiștilor, peste hotarele țării s-ar afla aproape 1 milion de cetățeni, în timp ce datele oficiale arată doar 500.000. Îndrăgita inscripție Te iubesc Chișinău din scoarul Teatrului de Operă și Balet a rămas fără inimă. Mai bine zis, instalația a fost distrusă de persoane necunoscute. Poliția încă nu are vreun suspect în acest caz. Iar zilele trecute, trei răufăcături au smuls un senzor de lumină din subteranul de pe strada Ion Creangă, aflată în reparație. Oamenii legii au reușit să rețină doi suspecți. Inima smulsă și aruncată jos. Cunoscuta inscripție Te iubesc Chișinău, instalată la Teatrul de Operă și Balet din capitală, a fost vandalizată noaptea trecută de către persoane necunoscute. Indignați de acest fapt condamnabil, trecătorii cer ca răufăcătorii să fie găsiți și pedepsiți dur. Am o atitudine negativă față de așa ceva. Cum e posibil să procedez în așa mod? Trebuie să apreciez tot ce este bun. Acești oameni au gândirea nesănătoasă. Creierul lor funcționează ca cel de animal. Trebuie de acționat în conformitate cu legea. Trebuie să pedepsiți. Incidentul a ajuns în vizorul Inspectoratului de Poliție Buiucani, care documentează cazul. Urmează
să fi făcute de mers pentru a ridica imaginile video de pe camerele de supraveghere care sunt amplasate în preajmă. La moment, polițiștii Inspectoratului de Poliție sectorului Buiucani întreprind toate măsurile pentru a identifica persoanele care au comis această deteriorare în centrul capitale. Un alt caz de vandalism s-a produs în pasajul subteran de pe strada Ion Creangă. Trei persoane s-au arătat deranjate de un senzor de lumină și l-au avariat. Avem filmări și vreau să se știe că în toate obiectivele noi care le facem, toate sunt monitorizate video. Așa că toți vor avea aceeași soartă, cei care încearcă să strice. Este o mizerie făcută de niște oameni care nu știu să aprecieze. Au fost identificați de poliție, am sesizat poliția, au fost identificați. Chiar ne dorim să fie aplicată legislația față de ei. Poliția a reușit să identifice pe doi din cei trei vandali pe care i-a reținut. În ambele cazuri, vinovații risc amendă de până la 42.000 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității sau închisoare de până la un an. Bucurie mare pentru copiii din satele Ghetlova, Hulboaca, Noroceni și Cișmea din raionul Orhei. Pentru ei au fost amenajate terenuri de joacă moderne. Acțiunea este parte a proiectului lansat de Consiliul Raional Orhei. La ceremonia de inaugurare au fost prezente autoritățile locale și raionale, locuitori și, evident, micuții care au primit și dulciuri. Terenurile de joacă proaspăt inaugurate sunt o adevărată bucurie pentru copiii de toate vârstele. Aceștia spun că în sfârșit vor avea un loc unde să se poată zbengui așa cum vor ei. În sfârșit s-a făcut un loc minunat pentru copii, pentru distracție. Voi veni în toată ziua aici și mă voi juca. Este foarte, foarte frumos, colorat și este foarte mare și distractiv. Mulțumiți de acțiunea autorităților raionale sunt părinții, dar și bunicii, mai ales că, în sfârșit, puștii nu vor mai sta toată ziua cu ochii în telefoanele mobile. Da, era mult așteptat un teren de joacă, pentru că copiii n-au unde să juca. Și când au ieșit acum în vacanță și au să ocupa de amă. N-am să-i văd pe drum să joacă, dar să aici, la grămadă, copii. Asta aibă ocupație mare. La ceremonia de inaugurare au fost prezente autoritățile locale și raionale. Realizarea acestor proiecte este un factor foarte pozitiv pentru educația copilului, pentru odihna lor, dar și pentru ajutorul la părinți. În special și părinții și bunicii se bucură de acest proiect, fiindcă, într-adevăr, vor avea copiii unde să petreacă timpul și, plus la aceasta, vor sta fără de griji că sunt la terenul de joacă. Acest proiect vine ca să oferim o perspectivă clară și copiilor și celor care sunt astăzi locuitori a satelor noastre, o perspectivă clară pentru viitor și creăm condiții necesare pentru ca ei să rămână acasă. Consiliul Raional Orhei și-a propus să amenajeze peste 60 de terenuri de joacă în satele din raion. În acest scop au fost alocate aproximativ 5 milioane de lei. Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră. Rămâneți cu noi. Eu sunt Dorina Gerganov și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită în continuare alături de cei dragi vouă. La revedere!